Liga Națională la handbal feminin continuă pe canalele Dolce Sport cu etapa a patra. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Dragoș Borchină, avem primele imagini în direct din sala sporturilor Traian din Râmnicu Vâlcea, acolo unde echipa locală HM întâlnește Măgura Cisnădie într-un meci din etapa a patra. Este o partidă între două echipe vecine ca așezare geografică, două județe învecinate, Vâlcea și Sibiu, dar cu HM. Mare favorită, nu există o tradiție a confruntărilor directe, doar două partide în sezonul anterior, fiecare a câștigat pe teren propriu, Măgura în partida tur 31-27, Vâlcea la retur aici 37-23. Astăzi avea a treia confruntare în prima ligă, de altfel Măgura Cisnădie nici nu are o tradiție foarte mare, cum nici Vâlcea. De altfel, doar un an diferență, atât doar că HM Râmnicu Vâlcea este succesoarea Olchimului, dar în vara lui 2013 HM Râmnicu Vâlcea s-a reorganizat și Măgura Cisnădie doar în 2014 a apărut. Locul 12 în Liga Națională pentru Ardelence, sezonul anterior, în timp ce HM-ul locul al 8-lea ediția trecută. Acum vedem prezentarea loturilor. În stânga, în echipament de culoare închisă, Măgura Cisnădie, echipa antrenată de Alexandru Weber. Crainicul Sălii a pronunțat în numele Roxanei Gațăl. Roxana este un nume important pentru handbalul românesc. Roxana Han Gațăl, o craioveancă. Iată și lotul echipei din Vâlcea. Constantin Ștefan este antrenorul ei, fostul antrenor și jucător al lui Dinamo. Rena Șervan, Daniela Vălean și Petra Blaj la postul de portar și apoi jucătoarele de câmp. Sunt numai puțin de 4 jucătoare străine în lotul echipei din Vâlcea. E vorba de portarul austriac Petra Blajek, de pivotul Elena Barbosa, o braziliană, o tunisiană, între stânga Ines Kuldi și o macedoneancă, interdreapta Andreea Balesca. De partea cealaltă, Măgura Cisnădie are numai jucătoare autohtone. Vedem lotul echipei antrenate de Ștefan Constantin. Câteva sute de spectatori în sala sporturilor Traian. Acesta este Constantin Ștefan, antrenorul principal al echipei vâlcene, un creștean de 48 de ani. A antrenat echipe de băieți, Odelheiu Secuiesc, HM Constanța, Ucluj, Poli Timișoara și Dinamo, iar HM Râmnicu Vâlcea este prima echipă de fete în cariera lui de antrenor. Arbitrii vin din Cluj, Sebastian Mârza și Cristian Nedelea. Doi arbitrii care în sezonul trecut au avut o problemă la un moment dat în prima parte a acestui an, în returul ediției precedente, au fost suspendați două luni pentru că au influențat rezultatul unui meci Zalău-Craiova din etapa 16-a, numai că a fost o mare dezbatere pe treaba asta la momentul respectiv. Iată tabăra Măgurei cu Alexandru Weber, tehnicianul echipei. Măgura a adus numai puțin de 10 jucătoare pentru a-și întări lotul în vederea acestui sezon. E un campionat și mai puternic decât precedentele. Sunt ceva mai multe echipe de valoare apropiată. Atunci orice detalii contează. Iată pe cum s-a spus Stefan, trebuie să-și motiveze fetele. Hai cu curaj, fetele! Curaj, Constantin Ștefan, fetelor pe care le antrenează. Vâlcea vine după o înfrângere acasă cu brașovencele de la Corona, 25-29, în timp ce Măgura Cisnădie a câștigat 30-28 pe teren propriu cu Cetate Deva Trans. Așadar, Vâlcea dispută al doilea meci consecutiv pe teren propriu în această ediție de campionat. Locul 5 în clasament pentru HM Râmnicu Vâlcea cu 6 puncte după primele 3 etape. Măgura Cisnădie este pe locul al 10-lea cu 4 puncte. Atunci când jocul îmi va permite, o să duc la cunoștință și celelalte meciuri ale etapei. Pot să vă mai spun că imediat după ce se termină această partidă, vom transmite un alt meci, tot pe Dolce Sport 2, Brăila cu CSM București.
19.45 mai exact ora de start a acelei partide și tot din etapa a patra. A început în jocul așadar. Măgura are primul atac, Roxana Gatăl conduce acțiunea, dreapta ei Ada Moldovan, sunt două jucătoare foarte experimentate, jucătoare care marchează mult, mai ales Ada Moldovan. Ioana Pătuleanu reușește să deschide scorul pentru Măgura Cisnădie, 1-0 pentru Ardelen, ce contează foarte mult începutul de meci pentru echipa vizitatoare. Iată și prima acțiune a Vâlcii cu Andreea Despi-Molnar oprită, apoi pivotul Elen Gomez Barbosa, brazilianca despre care vorbeam la un moment dat. Mihaela Senoci cu un alt nume important, este la coordonare pe atacul Vâlcii. A plecat în circulație extrema stângă Hermina Stăicănescu, a doilea pivot pentru Vâlcea prin Hermina, care iată revine la locul ei, schema nu a mers. Senocico angajează pivotul, faultată Barbosa, doar 9 metri, apărare superbă, zice, a Măgurei și cartonaș galben pentru Nicoleta Tudor, văd, numărul 77. Vinde ajunge la extremă și gol marcat frumos de echipa vizitatoare, Cătălina Cioaric, 2-1. Partida a început explozivă, aș zice, cu 3 goluri în ambele porți. Revedem acțiunea din care Cioaric a marcat o gălățeancă de 34 de ani și 1,76 m. Sunt câteva fete în ambele echipe cu mare experiență competițională. Unele dintre ele chiar au jucat mult timp în această sală de la Vâlcea în perioada de glorie a Olchimului, vorba de deceniul anterior. O nouă combinație a vâlcencelor cu o aruncare Andrei Molnar, pautată, și un alt avertisment în tabăra vizitatoare. Cred că pentru numărul 99, Oana Petre, într-adevăr Oana este. Continuă atacul echipei gazdă. Senocico. Măgurei, bun blocajul și ar trebui să intervină arbitrii clujeni. Asta se și întâmplă. A fost lovită puternic Ionela Goran. Deja cred că a venit în față sau în piept Ionelei. Pentru protecția jucătoarei trebuie întrerupt jocul. Sportivul este punctul de atracție al unui joc de echipă și nu numai, și la sporturile individuale. Iar atunci când are o problemă, arbitrii sunt obligați să intervină. E un atac foarte lung al HM-ului. Era Senocico, mingea ajunge la extremă între timp, Molnar, Senocico din nou în partea cealaltă, la numărul 7 Ana Maria Simion, se încearcă angajarea braziliencei Barbosa, recuperează din nou Măgura Cisnădie, care a început formidabil jocul în apărare. Impresionant, a zice, și Vâlcea e un pic deranjată de această apărare exactă. Aș vrea să vă spun, apropo de acest scor 2-1, sigur că suntem abia la începutul jocului, dar Măgura Cisnădie a marcat mai multe goluri decât Vâlcea în precedentele trei etape, vreo 86 Măgura și vreo 79 Vâlcea. Totuși, echipa gazdă are cea mai bună apărare din campionat după primele trei etape. Să vedem cum evoluează lucrurile. Barbosa este și ea sancționată cu avertisment. Campioană mondială în 2013 cu Naționala Braziliei. Această sportivă aruncă Roxana Gatăl și nu reușește să o păcălească pe austriaca Petra Blaju, care a început meciul în poarta Vâlcii. Din extremă scrie frumos pe colțul lung Ana Maria Simion. În 1,68 are Ana Maria, medaliată cu bronz la mondialele de junioare în urmă cu un deceniu. E slătineancă, iar mondialele de junioare au fost în Canada, din ce știu. A trecut un deceniu de atunci.
2-2 între Vâlcea și Măgura Cisnădie după 5 minute. Vă reamintesc, meci din etapa a patra, ceva mai târziu, să vedem și pe campioanele României și deținătoarele Ligii Campionilor în același timp, CSM București, meciul de la Brăila, 19:45, tot aici pe Dolcesport 2. 3-2 Măgura, care primește gol, nu știu dacă s-a validat, dacă nu cumva arbitrul a fărat înainte, într-adevăr, golul nu este validat, reușise să marcheze Patricia Vizitiu. I-a jucat pentru Olchim, este una dintre fetele despre care vorbeam mai devreme, a fost și la Rumentul Brașov și la CSM București și la HM Baia Mare, o jucătoare și cu experiență internațională, o să revin la activitatea ei. În continuare, Roxana Gață conduce atacul, însă vine în centru foarte bine și aruncă puternic Nicoleta Tudor, fotbalețeancă de 28 de ani și ea. Fost la Oțelul, Galați, Brașov și CSM. Proiești vicecampioană națională cu Brașovul în 2014. Oho! Încă un gol marcat de fetele din Cisnădie și avertisment pentru Mihaela Senocică. Oseno, așa cum noi spunem, colegele Bistrițeanca, de 35 de ani, vârstă pe care o va împlini la sfârșitul acestui an, în luna decembrie mai exact. 5-2! Început ideal de meci pentru fetele antrenate de Alexandru Weber. Bogdanice este antrenorul secund al Măgurei. A ieșit din colțul terenului extrema Paula Hoha. Și aruncare de la 7 metri. Intră în poartea echipei gazdă, Daniela Vălean. Să vedem pe Ani Senocitor, reușește să înscrie, fosta jucătoare de la Universitatea Cluj și Cetate Deva, echipele la care ea a mai evoluat în campionatul intern. Golul al treilea pentru Vâlcea după 7 minute, galben acum pentru extrema echipei gazdă, Ana Maria Simion. Este jucătoare la Rumentul Brașov, Tinsa Bacău și Cetate Deva. Da, și Vâlcea a adus 7 jucătoare pentru acest nou campionat. Spuneam însă că Măgura Cisnădie a adus numai puțin de 10 fete. Știu că e nevoie de timp pentru omogenizare, însă de la săptămână la săptămână acest lucru se poate întâmpla. Arbitrii au lăsat mingea în favoarea Măgurei. Iată un atac aici al brazilienței Barbosa, care nu glumește. A repus mingea Oana Petrei, pivotul echipei din Cisnădie, aruncare de pe picioare. Acum Nicoleta Tudor s-a grăbit puțin. Nicoleta a încercat să cuprindă portarul Vâlcii, Petra Blajec. Foarte bine, foarte bine închisă Ada Moldovan pe această pătrundere. Ada, un nume cunoscut în handbalul românesc, o focșăneancă de 32 de ani, internațională a României, 75 de goluri înscrise pentru naționala noastră, medaliată cu bronz la Europeanul din 2010 în Danemarca și Norvegia. E un turneu final pe care l-ați putut urmări în direct pe canalele Dolce Sport la acea vreme. De altfel a fost primul turneu important sportivă. A urmat apoi și europene masculine și mondiale masculine și feminine și așa mai departe, plus jocuri olimpice. Din nou Nicoleta Tudor o încearcă pe austriaca Blajec. Aceasta e atentă. Blajec, o portăriță de 29 de ani, fostă la Hipo Viena, marele club al handbalului austriac și european. Rămâne 5-3. Dau totul. Punctele sunt importante, evident. Mihaela Nisenăci, că rămâne la coordonare, a schimbat cu Patricia Vizitiu. Vine în combinație. Nocico, apoi Patricia. Thank you.
caut în atac. Consideră arbitrii și aici vedem această lansare. Barbosa, oh, ce reflex, ce reflex. Reportarul echipei vizitatoare, dar au schimbat numărul de pe tricou, să zic așa. Gațel, Adam Moldovan, Nicoleta Tudor, din nou Gațel, Adam Moldovan, acțiune frumoasă finalizată cu această minge în bară, din nou lansare, Barbosa nu dă drumul la minge, se complică, recuperează Nicoleta Tudor, e descoperită Vâlcea, un 4 contra 3 pe acest contraatac, fault în atac, jocul continuă, ambele jucătoare s-au lovit în același timp, gol marcat. Vâlcea vine la 4-5. Ana Maria Simeon își face datoria de extremă. Da, pe acea parte n-ar mai fi o a doua extremă dreapta, în sfârșit probabil la acea poziție, pentru că e foarte riscant să stai fără într-o jucătoare. Adam Moldovan a primit 2 minute în partea arbitrilor. Măgura joacă foarte bine, e un nou fault ofensiv. Senocico, Patricia Vizitiu, Barbosa e undeva în centru, Senocico, gol, 5-5, în primă fază Vâlcea egalează. Internaționala României, Ani Senocico. Olimpice de la Beijing în 2008, acolo unde România a terminat pe locul al 7-lea. 5-5 așadar. După 12 minute, meciul e bun, atmosfera e plăcută. Din colțul terenului și iau, punem valoare pe Nicoleta Tudor. Vice campionă națională, spuneam, cu Brașovul în 2014. Jucătoare de talie, are forță, are tot ce-i trebuie. Un Inter de valoare. 6-5, din nou Măgura în avantaj, în inferioritate numerică. Încă vreo 30 de secunde din acest moment. Senocico schimbă cu Tunisiana Fugi. A pierdut mingea Vulcencele. Parcă s-au speriat de posibilitatea de a egala. Să vedem combinația aceasta. Apără foarte bine Petra Blaje. Fantastic. Austriaca de 1,82 m. A gata această minge. A jucat o finală de Liga Campionilor în 2008 cu Hipo Viena. De fapt, a fost ultima finală a clubului austriac, gigantului austriac, Hipo Viena, în această competiție. Alina Ceci cu numărul 10 în tabăra vizitatoare. Pitbull-ul, așa cum se porecrită ea de colege. Rămâne 6-5 și imediat Măgura va reveni în efectiv complet. Adam Moldovan, într-adevăr, e în teren deja. Uldi Antos pentru Senocico. Patricia Vizitiu se duce al doilea pivot. Ani Senocico la extremă. Apără foarte bine portarul Măgurei. Cristina Popovici, foarte, foarte bună în poartă acest început de meci. Și 6-5, hei, iată că Vâlcea nu reușește să treacă în avantaj. Ne apropiem de mijlocul primei reprize. Practic n-am avut niciun moment mort, atât de dinamic este jocul. Roxana Gațel. Tudor. Întoarce pentru pivot, fault în atac aici, făcut de pivotul Oana Petrei, arbitrii cu geni sunt fermi, mai ales arbitrul de poartă, vă reamintesc, Sebastian Mârza și Cristi Nedelea fluieră acest joc.
cu delegați de Comisia de Arbitri a Federației Române de Handbal. Senocică este împins aici. 9 metri. Golgheterul Cupei Challenge în sezonul 2006-2007. Ani Senocică a jucat și în Danemarca pentru Randers undeva la finalul primei părți a deceniului trecut, 2004-2005. Până la 35 de ani, arată o formă fizică excelentă și nu e singura fată care se prezintă excelent din punct de vedere fizic, cel puțin, dacă nu cumva și mental. Mai putea juca în sezon poate două în prima divizie. Cristina Popovici își felicită colegele din fața ei pentru felul în care s-au apărat. Atac rapid al Măgurei. Ionela Gora numărul 11, însă aruncarea vine de la Interul Nicoleta Tudor. Aduce aminte de Cristina Zanfir, fosta jucătoare a Coronei Brașov până în finalul sezonului antrenor anterior, acum la Craiova, acolo a plecat împreună cu fostul antrenor al Coronei. Gaxel. Adam Moldovan este linia de 9 metri de bază, zice. O, ce boltă frumoasă reușește Alina Ceci. Gol spectaculos pentru fosta zălăoancă. De două ori a terminat pe locul al treilea în Liga Națională Ceci, cu Zalăul în 2012 și cu Brăila în 2014. Rămâne Măgura în avantaj, am trecut în partea a doua primei reprize, 7-5 pentru fetele lui Alexandru Weber. Ultim minge ajunge la extremă, din nou tunisiana, poate cea vizitiu, întoarce și Ana Maria Simeon. Excelent, excelent, aruncă Ani Senocică, n-a văzut mingea Cristina Popovici. Barajul din fața ei a incomodat-o, Ani Senocică. O senă, așa cum spun colegele, o bistrițea, încă vă spuneam. A încercat să blocheze Nicoleta Tudor, însă nu a reușit să se întâlnească cu balonul. 6-7. Foarte multă mișcare în ambele echipe la faza de construcție. Este evident acest lucru. E un handbal total, nimeni nu stă, toate fetele se mișcă. Udi angajează pivotul, 7 metri, se descurcă bine în această fază, Barbosa, și primește răsplata din partea arbitrilor clujeni. La apărare clară în semicerc, ambele fete de la Măgura Cisnădie au fost în această situație. Ani Senocică, să o vedem, și de la 7 metri, apără Cristina Popovici. Senzațional reflex al Cristinei. Da, portarii dau semne că ar putea să facă diferența în această partidă, dar e un lucru care se întâmplă în handbal de ceva timp încoace, și la feminin și la masculin. A schimbat coordonatoarea Vâlcea, a intrat Maria Alexandra Gavrilă, numărul 6, multiplă campioană de junioare, și de fiecare dată a fost declarată cea mai bună coordonatoare la acele categorii, sau la aceste categorii ale juniorelor. Scrie tunisiana Udi, e puternică și ea. 6 sezoane a evoluat în Franța la 5 cluburi, experiență acumulată acolo, și iată-o în România. Văd că a fost și în Turcia, la Murat Pasha, și la Molde a fost, prin Norvegia, și în Ungaria, la MTK Budapesta. De altfel, handbalul african și asiatic în general pătrunde din ce în ce mai mult în Europa. Știți foarte bine, sunt 3 iranieni la echipa masculină a clubului Dinamo. Din acest punct de vedere, campioana României la handbal masculin chiar e un punct de atracție, nu doar în Europa, ci și în lumea, zice. Adam Moldovan, schimbare de direcție. 2 minute pentru Cubi.
N-am greșit eu, pare să spună fata din Tunisia. Internațional, a fost la campionatul mondial din 2015. De fapt a participat de 4 ori la mondiale această fată, de 31 de ani și 1,83 m. N-a făcut atia, mi s-a părut. Sfârșit, jocul continuă, e 7-7. Ne apropiem de minutul 20. Gatzel pentru Ceci. Vine din spate Nicoleta Tudor, e omoriș că acolo de nu mai știu care, cum, pe ce poziție se află. Încă 2 minute pentru o altă jucătoare de la Vâlcea, moment foarte greu pentru echipa gazdă. O să vedem cine, Patricia Vizitiu, da, Patricia este. Este jucătoarea Brașovului, Vâlcii, CSM București și HM Baia Mare. Ea a jucat și în Turcia pentru Üsküdar, dar și la Team Ljubljana, a fost dublă câștigătoare a Ligii Campionilor în deceniul anterior. Apără și Petra Blajec, e un duel de la distanță între cei doi portari. Petra, fabuloasă, a jucat la 3 campionate europene și 2 mondiale Blajec. Și-a luat portar foarte bun în Vâlcea. Revedem aici pentru ce Patricia a fost trimisă 2 minute pe bancă. Arbitrii Cugeni întrerupă cronometrul. Andreea Desmimonar, 2 minute și ea, 3 jucătoare eliminate pentru Vâlcea. Dumnezeule, ce se întâmplă? Situație unică. N-am mai văzut de foarte mult timp așa ceva. Iar dacă s-a mai întâmplat și dacă am mai văzut o situație de genul acesta, mai mult deodată nu s-a întâmplat. 7-7. În mod normal, Măgura n-ar avea o problemă să marcheze 2-3 goluri în acest interval de timp, dar cine știe, Gatzel face mingea pentru... Oh, mingea nu intră în poartă! Ce noroc, Alina Ceci nu dă suficient efect acestei mingi. Balonul din bară revine în interiorul terenului, rămâne 7-7. Culmea handbalului ar fi ca Vâlcea să dea gol cu 3 jucătoare de câmp. E un pic mai greu de crezut. Oprită Maria Alexandra Gavril, hai să vedem Senocito. Dacă face paravan, nu. Vâlcea va încerca să ține cât mai mult de minge. Senocito din nou. A încercat Ana Maria Simeno o aruncare. Nu a ieșit. Intercepție Senocito, 2-1 pe acest contraatac. Hai să vedem. 7 metri. Sigur că da. 7 metri și 2 minute pentru Nicoleta Tudor. Ce moment. Ce moment. Bălățeanca de 28 de ani este nevoită să părăsească terenul. A jucat și la Corona Brașov și la CSM Ploiești. Dar asta e, Vâlcea a jucat la intercepție și i-a ieșit. Revedem lansarea Cristinei Popovici. Însă Senocico e atent, a anticipat foarte bine diagonala aceasta, a recuperat și a declanșat combinația cu Ana Maria Simeon. Ultima opțiune, aruncarea de la 7 metri. Gol marcat de Vâlcea. Cine e acolo? Numărul 14, Andreea Belesca, o macedoneancă. Vine replica Măgurei. Oricum, Vâlcea a ieșit excelent din această situație imposibilă cu 3 jucătoare eliminate. 8-8 după aproximativ 22 de minute. Ce meci avem în etapa a 4-a Ligii Naționale la handbal feminin, într-o oră și un sfert, tot aici pe Golce Sport 2. Vom vedea și campioana României și deținătoarea Ligii Campionilor, CSM București, în meciul de la Brăila, 19:45 așadar. Au recuperat Petrele de la Cisnădie. Pe lângă poarta Petrei Blajec. Poate a fost prea sigur Alina Ceci că va marca. Nu a ieșit. Intensă această primă repriză, chiar foarte spectaculoasă, cu handbal total, ne arată cele două grupări. Efectivă completă Vâlcea. Zi, a lăsat pentru Vizitiu. Gavrilă pătrunde și este blocată.
Iată pe Avrilă, fost la Craiova, Unirea Slobozia și CSM Ploiești. Da, scorul nu cred că e 8 la 6, mai degrabă 8 la 8. În sfârșit, o să avem o rectificare pe parcurs. 9 metri, continuă atacul HCM-ului. Cristina își încurajează colegele. Vizitiu întoarce la extremă. Simion, frumos! Și-a deschis unghiul și arată multă siguranță la finalizare. Ana Maria Simion. Are tot ce îi trebuie din punct de vedere tehnic. Deja avem parte de rectificare a scorului pe logo, acolo stânga sus. Este 9 la 8 într-adevăr pentru Vâlcea. O primă repriză care a trecut atât de repede, însă atât de frumos. Bună combinația, însă apărare centrală foarte bună a echipei gazdă. Constantin Ștefan, antrenorul Vâlcii, se agită de mama focului pe margine, cel că să le ține în priză pe fetele lui. Concentrarea este esențială la un asemenea ritm de joc. Raluca Băcăoanu, un alt pivot al Măgurei, repune mingea, iată-l pe Constantin Ștefan, până are 48 de ani. S-a reluat jocul, Gațăl, aruncare, Nicoleta Tudor în Barbosa, brazilian, că a fost pe direcția balonului. Excelent, se noci, coșea în brațe adversara, întrerupe pe acțiunea, va fi cât de curând amenințare de joc pasiv. Roxana Gațăl s-a făcut pivotul, au recuperat Vicencele, rămâne în atac, însă fetele din Cisnădie. Acum e amenințare de joc pasiv, Gațăl peste Roxana, presată de timp, a aruncat. Campioană mondială de tineret și campioană mondială de junioară, Roxana Gațăl, performanță uluitoare. Ratează și Vâlcencele. 5 minute și jumătate până la pauză. Tunisiana Ines Cundi și din odihnă, cerut de Alexandru Weber, antrenorul Măgurei. Fetele trebuie să respire puțin. A mai venit lume la sală. Arena din Vâlcea are 3126 de locuri. Undeva în imediat apropiere, la mici 20 de metri, se află alte câteva terenuri. Și pentru handbal, și pentru basket, și pentru tenis, pentru volei. Dacă acolo s-ar face un complex sportiv Vâlcea, asta senzațional acest capitol. Este vorba de investiții. Știu că se pune problema ca autoritățile locale să modernizeze, așa cum spun vâlcenii, arenele. Vâlcea are o mare tradiție în handbal, știți cu toții acest lucru. Pentru că o singură cu Vâlcea s-a dizolvat practic în vara lui 2013, asta nu înseamnă că activitatea handbalistică trebuia să înceteze. Foarte bine că s-a găsit o soluție aici. Avem și un centru de excelență, cum știți, la feminin. Lucrează foarte bine aici. Mori Toroc, Edith Matei, foste mari handbaliste ale României, lucrează la acest proiect. Gațăl, succesivă, mingea însă cu greu ajunge la extremă, la Cătălina Cioaric. Balon blocat excelent, hai să vedem lansarea, foarte bine, Blajec pentru golul marcat, fără probleme. De extrema stângă, Hermina Stăicănescu. Hermina e vâlceancă, face 20 de ani în decembrie, medaliată cu bronz la mondialele de tineret de anul acesta. Ei, iată că după ce la finalul anului trecut senioarele au venit cu bronz de la mondialele de senioare, fetele de la tineret au câștigat și ele anul acesta bronzul tot la mondiale. 2 minute pentru Barbosa, pentru cine? Nu! Kuldi! Din nou tunisiana... Ce aveți cu mine, pare să spună Ines, iar Constantin Ștefan nu înțelege de ce ori fata ei greșește prea mult, ori arbitrii au luat-o la ochi. În sfârșit, asta este jocul.
10-8 însă pentru Vâlcea, care s-a chinuit puțin pentru a ajunge în această situație. Rămâne pe linia porții Petra Blajec și anticipează aruncarea Nicoletei Tudor. Roxana Gațel, 2 minute și ea se echilibrează lucrurile din punct de vedere numeric. Iată pe Roxana, 36 de ani, a jucat pentru Olchim Râmnicu Vâlcea între 97 și 2001 și între 2006 și 2012. Uluitor, numai puțin de 10 sezoane în această sală de la Vâlcea. A fost și la Zălău, la Craiova și la Alba Sebeș. E fault. Roxana a oprit acțiune de construcție a echipei gazdă, în care de la Scholl, Barbosa, da, cred că mai degrabă a fost Andreea Molnar, nu Barbosa. Sfârșit. Închisă foarte bine Patricia Vizitiu, pe Ioana Petrei, continuă atacul HM-ului. Denocico și timp de odihnă cerut de Constantin Ștefan, cu 3 minute și jumătate înainte de finalul primei reprize. Tot în această etapă, la patra se mai joacă, de fapt, s-a jucat CSM Român cu Danubius Galați, 32 la 16, Crona Brașov a învins Zalău, 27 la 26, Clujul a învins Unirea Slobozia, 37 la 23, Bistrița a câștigat la Deva Trans, 35 la 25. Este echipa lui Constantin Ștefan, echipa de băieți a clubului Dinamo București, a jucat primul meci în grupele Ligii Campionilor după absență de 11 ani. Un rezultat de egalitate, 32 la 32 în Danemarca cu Holstebro. Și sezonul trecut, dar în grupele cupei EHF, Dinamo a registrat un egal în Danemarca cu Aalborg. De altfel, apropo de acest lucru, în ediția trecută a cupelor europene, cluburile românești masculine, Nor Baia Mare, CSM și Dinamo au înregistrat numai puțin de 7 rezultate de egalitate în Liga Campionilor și Cupa EHF. Și să știți că asta parcă a inspirat cluburile din Europa, pentru că în weekendul trecut, săptămâna trecută, în grupele Ligii Campionilor, în prima etapă, au fost mai puțin de 5 rezultate de egalitate, ceea ce nu cred că s-a mai întâmplat vreodată. Este ceva unic. S-a reluat jocul, după cum v-ați dat seama, nu reușește Ana Maria Simion din extrema dreaptă să o bată de această dată pe Cristina Popovici. Rezistă Cristina acestei aruncări și Măgura poate veni la un gol în spatele Vâlcii. Goran, a plecat pivot, vine Adam Moldovan în centru, prin spatele Nicoletei Tudor, Blajec este fenomenal în poartă. Continuă atacul, Adam Moldovan, Cioaric în dreapta, Moldovan reprimește, Tudor, nu este combinația între cele două colege, încă o dată, în câteva secunde, Măgura va fi în efectiv complet, 2 minute și jumătate, bun blocajul Patriciei Vizitiu, foarte bine protejează fetele pe Petra Blajec, dar au fost multe momente și în partea cealaltă când s-a întâmplat la fel. Faptul că avem doar 18 goluri în 28 de minute, chiar acestui fapt se datorează, și anume că apărările au funcționat foarte bine. Ar putea să nu avem un meci cu un scor mare, dar să fie un meci excelent. Și Constantin Ștefan se deplasează și el cu paș lateral, parcă ar vrea să intre în teren, e dor de handbal. S-a umplut tribuna a doua, sigur că nu e plină, dar oricum au mai venit câteva sute de spectatori, plus publicul de pe tribuna principală de unde se filmează decenii întregi aici la Vâlcea. A fost lume multă și la meciurile de campionat, dar și la meciurile de cupe europene. Aici
aici au fost competiții fabuloase în Vestita Daciadă, vă spun că am participat la ele. Era o nebunie totală, sala era prea mică pentru atmosfera de atunci, pentru dorința de afirmare din anii 90. Vizitiu la limita pașilor, deci în o pijucă la extremă, Andreea Despi Molnar. Andreea a marcat 4 goluri în etapa anterioară împotriva Coronei din 11 aruncări. Dar Vâlcea a pierdut aici pe teren propriu 25-29. A câștigat însă cu Jolidon Cluj și tot acasă 21-18 și a câștigat de asemenea la Cetate de Vatrans 33-21. Așadar 2 victorii pentru Vâlcea și o înfrângere. Așa se punte în clasament. Un tratat în superioritate numerică. Scrie fără probleme Hermina Stăicănescu. 20 de secunde se va termina prima repriză. Medaliata cu bronz la mondialele de tineri de anul acesta își confirmă explozia formidabilă și siguranța la finalizare. Vâlcea va câștiga această prima repriză după ce a tras serios să vină în avantaj pentru pivot. Această minge încă o apărare excelentă, nu mai e timp, 11-8. Așa se termină prima parte, una foarte dinamică. Am văzut un handbal total. În mai puțin de 10 minute ne vom întoarce aici. Însă la sporturilor trend din Micu Vâlcea pentru repriza a doua. Rămâneți cu noi!